Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, cum de altfel mă bucur de fiecare dată când sunt invitată în rândul tinerilor sau mai puțin tinerilor, dar mai tineri decât mine, să vorbesc despre istoria recentă, despre modul în care au știut să-și sacrifice viața, familia, absolut totul, niște oameni care au iubit țara și pe Dumnezeu mai mult decât toate celelalte lucruri, care li se păreau nesemnificative. Și vorbesc și voi vorbi atâta timp cât voi fi în picioare și lucidă și voi putea să spun ceea ce am de spus, pentru că este absolut necesar, sau cel puțin pentru mine este absolut necesar, să vorbim despre aceste lucruri, pentru că nici un început nu poate exista și nu poate evolua, nu poate crește, dacă nu are temelie. Iar temelia oricărui început este istoria mai veche sau mai nouă. De ce trebuie să ne raportăm la istorie? Este un lucru foarte simplu. Pentru că istoria unei națiuni îi dă individului conștiința identității sale. Dându-i conștiința identității, conștientizând că este individul care aparține unei comunități, o comunitate cu o anumită evoluție de care poate fi mândru, acel individ va dobândi demnitate. Dobândind demnitate, nu se va mai pleca în fața nimănui. Pentru că el are conștiința valorii poporului din care se trage. Are conștiința valorii lui ca individ. Și atunci nimeni nu-l mai poate îngenunchea și nu vom mai ajunge să umblăm prin Europa și prin lume ca niște sclavi. Sau să negociem la noi în țară, pentru că astea sunt timpurile, trebuie să negociem cu Europa, cu Asia, cu toată lumea, dar să negociem în picioare, nu în genunchi. Noi, românii, avem toate datele necesare pentru a negocia în picioare, pentru a sta drepți și falnici în fața oricui. Nimeni nu cred că are istoria atât de zbuciumată și cu eroi atât de mulți. Eroi care devin sfinți. Pentru că în prezent eroii noștri nu mai plâng cu lacrimi de sânge, plâng cu lacrimi de mir. V-aș ruga să vă gândiți la această afirmația mea, pentru că nu este o afirmație întâmplătoare, ci are ceva profunzime în ea. În acest flyer am văzut că organizatorii fac trimitere la faptul că de 30 de ani forțele de dreapta încearcă să se caute, să se adune și nu reușesc. N-aș vrea să mă considerați pesimistă, dar eu de 30 de ani tot sper că se vor aduna forțele de dreapta și vor porni să construiască o Românie frumoasă, o Românie demnă, o Românie de luat în seamă, ca un partener absolut egal sau poate superior, mult superior altora.
Dar de 30 de ani, așteptările mele de fiecare dată când cred că în sfârșit se va coagula ceva, așteptările mele devin iluzorii. Așa cum arată harta politică a României astăzi, cred că este ultimul tren pe care l-ați putea prinde pentru a coagula o formațiune de dreapta, de dreapta, cum să vă spun, dreapta aceea frumoasă, dar foarte greu de lucrat în ea, foarte greu de realizat niște lucruri dacă cei care se încarcă cu această dorință nu știu să-și pună propria persoană deoparte, să nu mai trăiască așa cum trăiește un individ în sine, ci să trăiască pentru colectivitate. Dacă nu veți aborda așa problema, bănuiesc că după 3 întâlniri vă veți disipa și dumneavoastră, așa cum s-a mai întâmplat de vreo câteva ori, și vă spun că am fost martoră și la cele întâlniri și la cele disipări. Vă vorbește teama din mine. Îmi doresc atât de mult să văd un partid de dreapta cu valențe creștine. Un partid care să nu aibă mai mult de 10 lucruri pe care să se sprijine. Și îmi doresc să văd niște oameni nemânați de orgoliu, nemânați de gândul că dacă eu nu sunt în primul rând, atunci nimeni nu poate să facă nimic și până la urmă pleacă toți și rămân scaunele goale. Trebuie să fiți conștienți, dacă vă înhămați la această căruță, că drumul e greu. Mai vin și vifornițe și ploi și trebuie să le faceți față. Trebuie să fiți absolut puternici, nimic să nu vă îndoaie, nimic să nu vă întoarcă din cale. Vreți modele? Aveți modele în istoria recentă. Și vă spuneam că ei, eroii noștri, nu mai plâng cu lacrimi de sânge, ci cu lacrimi de mir. Trebuie să vă cunoașteți. Trebuie să vă cunoașteți foarte bine istoria recentă. Trebuie să aveți conștiința că faceți parte dintr-un popor mândru și brav, un popor care a stat aici pavăză și scut pentru întreaga Europa și nu este lucru puțin, un popor care nu a fost îngenunchiat niciodată, chiar dacă aparent așa a fost, pentru că structura, ființa națională a acestui popor a rămas dreaptă. Dreaptă cum? Prin biserică. Comunismul nu a reușit să închidă bisericile în totalitate în România, așa cum s-a întâmplat în celelalte țări ortodoxe din lagărul comunist. Deci, și aș putea să vă enumăr încă foarte multe alte repere pe care sunteți obligați să le cunoașteți pentru a vă lua de acolo sevă, putere și dăruire. Nu-mi rămâne decât să vă rog să adunați toate grupurile de dreapta, mai mici, mai mari, unii care probabil nu vă plac, alții care vă plac, nu are importanță. În politică nu trebuie să oamenii să se placă pentru că nu se căsătoresc,
ci să lucreze împreună pentru un bine comun. Fiecare, oricât de mărunt ar fi, oricât de puțină plus valoare ar aduce, aduce ceva cu sine, nu ea. Important este, puțin cu puțin, și să vedeți ce bulgăre mare se face și ce respectat ar putea fi. Nu depinde decât de dumneavoastră și de dăruirea dumneavoastră și de cât vă iubiți țara, cât de tare sunteți dispuși să îndurați pentru această țară. Pentru că bătălia, vă spun, nu va fi ușoară și nici la vedere. Deci, atacurile ar putea fi destul de perverse și probabil, și bineînțeles că nimeni nu poate să decidă în locul dumneavoastră, veți spune, am o familie de apărat, așa că eu mă dau deoparte. Aceste drumuri, dacă vreți să faceți ceva pentru țară, sunt drumuri fără întoarcere și fără echivoc și fără balans. Mergi drept pe acest drum și reușești. Și sunt sigură că puteți reuși. Totul depinde de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnei Zoe Rădulescu. A vorbit...